Bună seara! Aici, Moldova. Sunt Natalia Cheptene, iar în acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Anatol Munteanu din Băiuș nu-și mai găsește loc în casă. Eu noapte, timp de noapte, eu mă simt parcă sunt într-o sacriu, înțelegeți? Eu ies afară, e ca și mă prim de acolo, eu parcă nu știu ce cu mine. Se întâmplă după ce nevasta lui, Tatiana, l-a părăsit. Anatol povestește cu amar că femeia a plecat fără a se uita în urmă, după 13 ani de relație. Și-a plecat și bunul plecată și o să-i dau pași, trăiască e viața ei cum vrea ea. Anatol se plânge că pe nevastă sa nu a oprit-o să plece nici cei trei copii pe care i-au împreună. Copiii răcăcneu, eu luat-o prin grădină și copiii răcăcneu. Mamă, întoarce înapoi, mamă, întoarce înapoi, stai cu noi. Iar cauza plecării Tatianei i-a făcut lui Anatol o rană și mai mare în inimă. Femeia l-ar fi părăsit pentru un alt bărbat. Da, el, eu pe toată iubesc și gata. Ce povestește Anatol despre relația cu Tatiana? Ce îl face pe bărbat să creadă că femeia i-a fost infidelă? Dar și cine este bărbatul care i-ar fi luat locul? Ce spune Tatiana despre plecarea ei din familie? Și de ce femeia afirmă că Anatol ar fi vinovat de separarea lor? Aflați astăzi! Anatol Munteanu este alături de noi. Bărbatul a venit să ne povestească despre plecarea neașteptată a concubinei sale, dar și despre planurile în privința celor trei copii pe care îi are. Anatol, bună seara, bine ai venit. Bună seara. Câți ani ați trăit împreună cu Tatiana? 15 ani am trăit împreună și o plecat. Cum au fost anii aceștia? Au fost fericiți? Au fost și bine, au fost și rău, că fiindcă de asta e încă la noi tot timpul să vră mama ei, soacră mea, să vră între familie. Dar au fost ani fericiți? Da, da, desigur. Vă păcați bine? Da. Și asta e cum să soacra să vră între noi, era spadă, tot timpul era spadă. Dar se băga, să zicem așa, chiar de la început? De când v-ați luat? Da, asta e la bun început, că trăiește și socru, și socru îi spune tot timpul să nu se vâri între noi, că suntem tineri, asta ea, să dă niște sfaturi bune și e tot așa. Dar ea cum se implică? Îi spunea de pildă că eu am auzit când primul băieț s-a născut la noi, ne chema la deși să trăiem și s-a născut să dăi băietul în familia lor. Cum? Că noi nu suntem înscriși. Și să știm în familia lor. Am un ian că bani numele să-l pună ei la băiat. Dar de ce cerea asta? De ce să fie în numele lor? Eu am auzit vorbim, am ieșit din casă, de la soacră de acolo, și era soția și cu soacra era la bucătărie. Și le-am auzit vorbind cu tipa că să mă iei pe mine înainte, să vă explic. Să nu fac și spun eu, dar să fac și spun ei, așa eu o să fac. De fiecare dată când aud diferite istorii, unde sunt implicate terțele persoane, chiar dacă ele sunt aceleși soacri, mame, eu înțeleg că ele sunt mai înțelepte, mai mature și au tot dreptul să se dea cu părerea, cumva, dar cum au spus și eroul din platou, să vină cu ceva productiv, să vă zică, să vă îndrume, să vă dea niște sfaturi utile, dar atunci când vin cu fel de fel de păreri să nu se numească familia aceea. Cam de ce? Dacă ei trăiesc împreună, da, bineînțeles, căsătoria asta nu a fost înregistrată oficial, dar copiii s-au născut, asta e bine. Dar nu e bine când părinții intervin în cupluri, în relațiile de familie. Trebuie să înțelegem că mamele trebuie să se detașeze de viața fiilor sau de viața fiicilor. Și atunci când ei și-au format o familie, atunci e treaba lor acolo cum trăiesc și cum locuiesc. Este regretabil că atunci când se implică părinții, probabil din cauza, nu știu, sunt geloși pe copiii lor. La un moment dat, toată dragostea era față de mamă, de exemplu, acum fiica își împărtășește dragostea și cu soțul, concubinul în cazul dat, și din cauza asta, ca să-și păstreze cumva mama alături, fiica, posibil că, eu aș zice că asta este și un egoism oricare. Dar copiii poartă numele tău? Cum? Copiii poartă numele tău? Până la urmă ai insistat că ei poartă numele tău. Da, da, da. Deci ei toți sunt Munteanu? Da, toți trei sunt Munteanu, toți trei de-am asta i-a început timpurile. Chiar dacă voi nu ați fost căsătoriți oficial, dar copiii în acte... Da, da, familia mea, da.
poartă numele tău și tu ești înscris acolo ca și tată. Da, da. Sigur. Hai să auzim acum ce ne-ai mai povestit mai devreme despre viața ta alături de Tatiana. Atenție! Cum? Noi am început cum eu lucram la Titeon, ea tot lucra la Titeon și o ajutam pe rând și ea m-a ajuns de urmă și tot a început vorbă și ne-am apropiat de amul lângă o nucărie, cum, lângă doi dorni din ușă. Și o să-i dau nuși și mă rog să mănânc chinez. Am rupt niște nuși, am curățat, i-am dat. Astea, eu avem o prietenă, eu avem prietenă cum astea, și eu am văzut că nu-i de mine și i-am propus ei întâlnire. Și eu o să-i de acord, de la bun început o să-i de acord. Tot normal, a fost o leacă de gălăgit, s-o vră soacră mea, tot timpul s-o vră soacră mea. Primul băiat, el e din 2010. Noi 2009 nu ne-am luat, în toamnă ne-am luat și 2010 băietul, pe 30 septembrie băietul a născut. Și tot normal, am stărit la cufartiră, a este ea, mi-a ajutat primăria în satul Coburlui și cum să facă tipa ajutor pe copii și ne-a luat o casă. Când mi-a spus că e însărcinat, era foarte bucuroasă primul băiet, trăim la mine în sat, și s-o luă o dată, cum i-a spus și lui sora ei, și lui mama ei, i-a spus că e însărcinată. Primul cu a doua tot așa. Și pe urmă, a treia oară, fata, că băietul și fata sunt la o distanță, așa s-au prânit și soacră mea i-a spus să facă tipa abort, cum să-l zbărlă. Și mama mea i-a spus, dacă tu faci lucrul ăsta, mama spune, mi-ai spui, și așa și-a rămas, noi și nu știm că e fetiță, că îți dorea o fetiță. Și că nu colo fetiță. Și am ajuns timpul, tot bine, am ajuns timpul. Și ca plecarea asta, Ian, numai, nu zic că nu a fost chiar egal, a fost bine tot timpul, o mai fost sfadă, cauza că nu vrea să muncească. Eu munceam, mă ias măcar acasă, să iei, să speli, să astea, la copii să fac mâncare, eu asta, doar să noștri, la amândoi, doar eu, nu mă cu desa copii, eu copii sau eu de copii, asta este tăstria noștri copii, făcută amândoi împreună. Dar este straniu, de ce 13 ani nu a fost înregistrată căsătorie oficial? Îmi cer scuze, deși nu a fost, că eu n-am avut niciun ajutor. E ca asta, din spate la părinții mei, eu în 2006 a murit tatăl meu, s-a trecut din viață, și apoi mama. Deci mama era bolnavă și eu și-am muncit, așa i-am grămădit. Timp de 13 ani nu ați putut să vă oficializați căsătoria? Eu parcă am presimțit asta, Ian. Eu parcă am presimțit că soacră-mi tot să vă rea în familia noastră și parcă nu vrem eu de-am o să fac pasul ăsta. Că tot cum ne ducem la dâși în ospiție, ea ca eu sunt vinovat, eu tot timpul vinovat asta, Ian. Și eu parcă am presimțit astea, lucrurile astea. Bun, presimți un an, doi, dar după asta și voi ați dat viață la trei copii. Da, da, eu de pildă, după ce a murit socrul meu, după ce s-a trecut din viață. Soacră mea, singurică, a venit și a strânit gălăgie la noi. Eu eram, mă rog, după vacă la rând, să o aduc. Și am auzit sfadă, venim cu o femeie tot asta, și am auzit sfadă. De ei era beată și s-a dus cu șixa, cu cumnata și mai mare, la mine acasă. Și probleme, că s-o bată pe șixa, pe nevasta, s-o bată. Și apoi eu m-am dus și i-am spus, zic, noi stăm la cuartieră, eu am luat casa asta asupra mea, zic, a ieșit amul din ograd și a plecat. Așa și n-am auzit un răspuns, de ce nu v-ați căsătorit oficial? Că pentru asta nu trebuie să faci nuntă sau nu știu ce. Trebuie să te duci la primărie să înregistrezi căsătoria. N-am avut posibilitate asta, Ian. Cum nu ați avut posibilitate? N-am avut posibilitate, n-am avut timp când... Eu cred că este un alt motiv. Așa, 13 ani să nu ai timp să mergi la oficii tării civile să înregistrezi căsătoria, nu este logic. Dar în fine, știu. Pentru că înțelegeți, de fiecare dată se naște copil, urmează să mergeți la agenția de servicii publici, să faceți declarații, că iată, mama zice că dumneavoastră sunteți tata, dumneavoastră spuneți că sunteți tata, ca să... copilul ăsta să aibă tată adevărat, să fie înregistrat în certificatul de naștere copilului noastră ca tată muntean, asta trebuie să o faceți de fiecare dată. Altfel, să fi fost o căsătorie ilegală, un certificat de căsătorie, nu era necesar. Soția femeie care naște prezintă certificatul de căsătorie și imediat este numele tatălui înregistrat în certificat de naștere. Anatol, spui totuși că așa sau altfel vă împăcați cu Tatiana, da? Ați trăit 13 sau 15 ani, 15 ani. Și cumva ați născut trei copii. Când
Ai simțit tu sau ea că lucrurile nu mai merg bine în relația voastră, în familia voastră? Eu am fost plecat la Italia și la lucru, psihotare. M-a chemat o vireșoară la lucru și trebuie să șed jumătate de an. Cum o concediu 15 zile din acasă și iar nu se pleacă înapoi. Și eu m-am uitat când eram la Italia, o sunam, ba era ocupat, asta așa, am întrebat-o de multe ori, dar ce e așa, cu cine vorbești? Asta. Eu zic, dar nu, o zic, nu vorbesc cu nimeni. Ba, cu, ori spune cu mamța grăiește, că nu suntem de mare departare. Și n-are timp și orești, vorbești pe telefon. Și a ajuns momentul acolo, să vă spun sincer, că s-au început acolo o lecuță de probleme cu vierșoara și zic, eu plec acasă. Zic, că tot banii ăștia care... Și ai revenit din Italia acasă. Da, a revenit acasă. Și când ai revenit, cum ai găsit-o pe Tatiana? Am găsit-o așa, posomorâtă, slabă. Vreau să vă spun, copiii erau descalțați, cum n-aveau tapușchi în chișoare, n-aveau. Cea mai mare băietă îmbla în caloși, tot i-o dat soacră mea, de răzând ăștia. Și... murdar prin casă, astea, nu, practic nu face nimic e. E practic nu face nimic. Că... și n-ai vorbit despre ce se întâmplă? Și am lăsat-o așa în pași, când nimeni a spus soacră mea, că nu înțelegi nici ce se întâmplă cu dânsa. Și eu început tot să duc de acasă, copiii mergeau cu mine la cosât. Mă sculam dimineața, îi punem, îi suiem tăți în căruț și nu eram. Dar câți ani au copii? 14 și au 8, 7. Și toți trei? Îi luai la cosit? Da, îi luam și eu cosăm, eu punem la umbră și eu cosăm cu bizucosel cât de asta. Și le dădeam telefonul, i-s uita la un film și eu cosăm. Dar ei pleca, cam practic, pleca la orașul ăsta, Iergaran. Ce să fac acolo? Ori să-mi cumpăr benzină, zic că mă întrebește benzină, mă să-mi cumpăr. Ei spune că plec eu. Ori să mă sunt eu zapceastră. Deci găsea tot felul de motive ca motive să plece anume la Iargăra. Da, să pleci. Și eu îi spun într-o bună zi, zic, eu știi că de, eu am sunat-o dimineața, într-o dimineață, nu știu, nu mai țin minte ce au plecat de scumpere, și am sunat-o, zic, da, unde ești tu? Da, sunt cunoște că e încăpere. Zic, unde ești? Dar eu sunt în centru și că și aștept să se deschidă. Dar mă tinc la banc și aia, trebuie să schimbi niște bani asta. Și zic, aici nu e, e afară, nu e în centru, zic, aici e într-o căpere. La ce te gândeai? Ce face el la Iargăra? Eu m-am uitat că eu pleca o dată, de două ori, trei ori. Astea. Și la ce te-ai gândit? Și eu pleca, eu spune că Șârche pleacă la vărul ei, la ăsta care trăiește, am un de copii. Și zic, eu cam nu vin în ea, cred că tu pleci bei copii. Zic, dacă este ceva dubie, zic, spune-mi. Și eu tot de aici așteptam și mă gândeam. Zic, și eu apărut în capul ei. Ca să reamintim, astăzi vă spunem povestea lui Anatol Munteanu din Băiuș. Bărbatul ne-a spus că a rămas singur cu trei copii după ce nevastă sa, Tatiana, l-a părăsit. Anatol povestește că femeia a fugit de-a dreptul de acasă, luând-o prin grădină și lăsându-i plângând pe copii care o rugau să nu plece. Bărbatul este convins că nevasta l-a lăsat pentru un alt bărbat. Iată ce ne-a povestit Anatol despre presupusa relație ascunsă a concubinei sale. Eu am plecat la Italia, la lucru, tot normal, astian, i-am trămâns bani, am luat bani la veșoară mea și am trămâns înainte acasă să aibă cheltuieli de astian. Când o sunam, era ocupat la dăsa, tot era ocupat și o am întrebat de multe ori, dar și e ocupat? Da, grezi cu verul meu, grezi cu veșorul meu Ionel. Eu când am venit acasă, știu ce să vă spun, era dezastru, murdară în casă. Și ne-am dus la Iergăra, ea s-a sunat cu verul ăsta ei, Ionel. Să vii până în centru, o să... tipa că să ne întâlnim, să bem un pahar de pivă. Zic, eu aș bea un pahar de pivă, zic că n-am băut asta, aș de pe drum, obosit, zic că aș bea un pahar de pivă. Tot pe lângă dâsul. Eu parcă am văzut, da, zic, verișori. Zic, cui să-ți dea în cap astea, în prostologiile astea. O luat astea, o luat niște zacus, că ca așa la sărac de Putin. Asian s-a schimbat, da, e. Cum s-a schimbat? S-a schimbat Asian, nu vorbe frumos, mă numie Asian. Eu cum, și eu sunt nervos la mele. Eu i-am spus, ori o mântu, ori astea, nu vrei să fac mâncare la copii, nu vrei să spele haine la copii. Eu sunt gurel, mă luam și îmi spălam haine la copii, sunt gurel, facem mâncare. Eu nu pot să stau flământ mult timp. Eu, de pe dacă ne-am mâncat, eu pot să tai și o pasăre și o repede, o fac și trebuie să mănânc. E tot culcat și de, și de culcată, dar nu i-am zis nică, n-am numit-o sau forța să o scol din pat, nu a fost. De dimineață la rutier, s-a sculat la ora 5.
s-a îmbrăcat, s-a chitit, s-a luat și parfum. Eu m-am uitat parfum, eu nu purta parfum cu desa, nu purta, mă rog, care pentru că arti femeiască, nu purta cu desa cheptin, n-a purta cu desa. E pleca așa, numai să lua geanta de opil sau portofelul și pleca așa. Și sunt pe desa și spontan zic, tu unde ești? Eu zic că eu sunt la Vârniu și e acamu. Era orele 10 de amu. E s-a luat dimineața, era orele 10. În scurt timp vom auzi ce spune Tatiana despre fuga ei de acasă și dacă s-a întâmplat din cauza relației ascunse cu verișorul ei sau ar fi determinat-o altceva. Dar acum să auzim cine a povestit Anatol despre zilele dinaintea plecării femeii. Am ajuns istoria, tot așa, că eu cu mine nu se mai culcă, ies eu copii să mă duc în covorul lui. Eu îi spun, eu la covorul nu mă duc, nici ruptul capului, eu stau în copii, că-s copiii noștri, eu i-am păsat, ne-am grămărit în atreță pentru jite aici, zic, eu nu mă mut nici de cum. O să dacă nu te muți tu, eu îți părăsesc. Și o să e pleacă. Eu s-a dus joi la Leova, joi la punct medical, nu mi-a spus și o super nică. E doar mi s-a schimbat, că e de acolo. Eu cu vrem și eu noaptea cât ceva și e dădea mâna la o parte. Și eu zic că eu nu-ți dau nică, o zic că eu mă duc și mă culc la parte. Bine, zic. Și eu mi-a luat la sfadă. Mă numi întâi felul, cum mi-a la gură. Diferite vorbi de astea, eu nu știu, un bărbat nu poate să-i spui un bărbat de astea. Anatol, dar vreau să-mi spui, până atunci, până în perioada aceea, ai mai auzit acest verișor Ion? Voi ați trăit 13 ani. Da, eu am auzit de dânsul. Tu te cunoșteai cu el? Venea? Eu nu mă cunoșteam la bun început cu dânsul. Eu am auzit de dânsul, vă spun sincer, la 10 ani când noi te-am trăiem. Am auzit de, cum? N-al cunoșteam, auzăm de dânsul, dar nu știm și el. Și a venit odată de anul Tatiana nou. Întotdeauna a avut o relație atât de strânsă nu, cu el? Nu, una, două, nu. Să plece la el? Verșorul e, dar cui să-i dea în cap? Că verșorul e drept. Și cui să-i dea în cap asta? El avea soții, el avea copii, el soția l-a părăsit pe desul cu doi copii în pe drumuri. Atunci când Tatiana a plecat, ți-a zis unde se îndreapă? Nu. Eu a luat cărțișica de la punctul medical, că eu a fost vinerea și la Leova, la spital, și doctorea sa care lucrează la punctul medical, chiar la noi, în capul grădinii. Și eu, mă, nici duci la doctorea sa și ea să-i duc cărțișica. Întâi m-a numit acolo, m-a pălit, că i-am cerut chepnic să chepnă în fata. I-am cumpărat chepne și ei de la Italia și la fată, două perechi. Și eu a luat și o stai să mă cheptăn și o să cum să-l dau. Dar înainte de asta m-a pălit pe mine. De ce să te lovească? M-a lovit trebuie asta două palme peste față. De ce? E. Că deși și ieri cheptnil e, tipa să cheptăn fata. Așa chiar? Da, așa, așa. Și tu iei răspuns? Zic, cum așa de zic, fata asta? Anatol, ea ți-a dat două palme și tu ai stat așa cu mințea? Da, nu i-a făcut nimic, e fiindcă deșec, ea spune că cum dau într-însa, e sună la poliție. Dar mai înainte de asta, ea spune că palibă mă, e mai vorbim la pușcărie. Foarte, o istorie foarte doar tocheată, să vă spun sincer, parcă ceva n-ajunge. Parcă eroul nostru, orică eu scăpat lui din vedere o oarecare situație, oricum lui o interpretează într-un fel, oarecare care să-i fie clar, să fie ce anume așa derulează lucrurile. Tu nu crezi că Tatiana pur și simplu nu te mai iubea sau i-ai fi făcut tu ceva, că a vrut pur și simplu să plece de la tine? Eu că nu are nicio relație cu Ion, de fapt, doar că cumva a fugit de acasă, pentru că așa cum povestești tu, că ea a fugit prin grădină, copiii plângeau din urma ei, oamenii de la sine nu pleacă așa. Eu n-am crezut niciodată asta. E când o plecat de acasă, o plecat noaptea. Nu ai crezut ce? Că ea să mă lepide sau... Nu te așteptai? Nu m-a așteptat deloc niciodată în viață, fiindcă deși... Deci tu crezi că ea... Tu și acum crezi că ea a fost fericită alături de tine și tu n-ai provocat nimic... Da, eu cred asta. Ea, fiindcă ce... Care să motiveze să pleci? Sfadă, o mai fost neajunsuri, o mai fost este. Dar nu am crezut niciodată că ea să mă lepide sau să mă schimbi cu cineva. Sau aslebi copii. Dar tu ești convins că ea are o relație amoroasă cu verișorul ei? Da, da, eu sigur că sora lui chiar a spus de asta. Dar copiii înțelegeau că tu ai venit, uite, să-i lepezi, așa cum zici da, tu. Da, da, da. Trist, trist, tare. Iată,
picioarele julite, carne jipie, curge sânge era asta. De și mi-am dat, o mers oile, picioarele ei, așa m-am gândit. Voi trăiți într-un calvar extraordinar. Tu, practic, ți-ai bătut joc de proprii copii. Erau amândoi cu chelea goală și, mă rog, îi sujeți sânul ei. Acum, haideți să aflăm versiunea Tatianei despre cele întâmplate. Anatol Munteanu din Băiuș nu-și mai găsește loc în casă. Eu noapte, timp de noapte, eu mă simt parcă sunt într-o sacriu. Se întâmplă după ce nevasta lui, Tatiana, l-a părăsit. El spune că șurchea pleacă la vărul ei, la ăsta care trăiește amuia, de copii. O istorie foarte dortocheată, să vă spun sincer. Verșorul ei, dar cu idee în cap, că verșorul e drept. Anatol povestește cu amar că femeia a plecat fără a se uita în urmă, după 13 ani de relație. Este straniu, de ce 13 ani? Nu a fost înregistrată căsătorie oficial. Dar tu ești convins că ea are o relație amoroasă cu verișorul ei? Da, da, eu sigur că sora lui chiar a spus de asta. Ce spune Tatiana despre plecarea ei din familie și de ce femeia afirmă că Anatol ar fi vinovat de separarea lor? Aflați astăzi. Și-a abandonat Tatiana familia de dragul amantului sau e altceva la mijloc? În curând veți auzi despre ce a tăcut până acum femeia. Dar mai întâi să aflăm ce a urmat după plecarea ei. Eu m-am dus la stână, zic, mă zgrăiesc, zic, să-i spui să-i sutăm acasă. Eu s-o luat 25 mari, când e primul la poliție, m-a dat la poliție, eu tipa am bătut-o, n-am bătut-o. Zic, eu de-am, știi cum, eu de-am turbul, vă spun serios, aiurez de-am noaptea, eu nu mă sunt ghine, au fost de 4 ore ambulanța aici, au fost, și ne-au pus injecții. Între timpul ăsta cât e plecată. Dar e ca așa, mă apuc, astea, nu, cum mă enervez și apoi mă doare capul după cap și astea, da, desigur, eu iubesc, eu și i-am spus, astea, desigur. Și odată noaptea, m-am apucat așa tremuriș, că mă parcă ca mincea mă zvârlie pe pat. Și Ghirica nu merge la soacră, mi-a și-am sunat și au venit niște băieți de mahală, chiar nepotul la primăriță, au venit și cu fratele la primăriță și astea, au venit repede și m-au întors pe o coastă și au chemat ambulanța. Eu m-am dus la Țulaui și când m-a întrebat din lume, că nu știu precis unde el paște oile și când mi-a spus, da, pe el e cu femeie acolo. Așa de, așa am ajuns eu, înțelegi, să nu avem interpreția lui acolo. Nu m-am dus la dăsă, chiar își de cu cărdu coi, dar el își de în altă parte, el, cu alți șobieni, să știu. M-am dus și i-am spus și el s-a făcut negru pe față și au tăcut. De eu venit și la mine la bataie, înțelegi? I-a luat telefonul și am luat-o în braț și am pus-o în căruț și zic, hai acasă, că uite, sunt trei copii mari, zic, și cu tine. Fata era la școală anul ăsta, zic, și cu tine. Zic, uite, că cea mai mare, erau acolo oameni și i-am spus, uite, uitați-mă, oameni buni, care copii mari, copii mari. Ca să înțelegem, Anatol, tu ai dus-o forțat? Nu știu cum ai zis, că am luat-o în braț, am pus-o în căruț, da, și am, da, dus-o acasă. Păi, dar ea voia sau nu? Cum, a luat-o în braț și a pus-o în căruță? Dar mai devreme ai zis că a sărit la tine la bătaie. Că ce l-a tăcut, iar ea a sărit la bătaie. Că eu a spus telefonul că eu crezut că eu m-am dus să-l bat pe vârsul aici la coile. Dar eu nu avem nici de un plan să-l bat sau aici. M-am dus greț cu dâsul să-i lepăt copiii lui. Că eu știu precis că el n-are unde să doarmă atâția persoane acolo adus-o acasă. Care numai un caritor și o comnată. Și ei nu mi-e copiii în tăt felul. Și eu am luat-o în braț, am pus-o în căruță. Zic, stai puțin, erau și copii de fapt? Da, erau și copiii cu mine erau. Eu m-am dus cu sensul ăsta că am îngrăit cu dâsul, că se lepăt copiii la dâș și zic că aș să vin acasă. Dar copiii înțelegeau că tu ai venit, uite, să-i lepezi, așa cum zici. Da, da, da. Și... Păi, dar cum, Anatol, cum așa? Și-s copiii tăi, cum să-i lepezi? Soacră mea așa a spus că am mor cu soacră mea dimineața așa și o zis, du-te și leapă de copiii ea. Este cert că metoda care a fost aleasă de eroul nostru nu că este rea, dar este foarte rea, pentru că copiii deja sunt mari. Nu știu dacă au înțeles ei, nu știu dacă ați discutat dumneavoastră copiii despre, eu știu, intenția dumneavoastră, sau puteați să mergeți copiii să discutați cu mama ca să vină acasă, nu să-i lăsați copilașii ca neavând ea alte soluții să vină acasă. Adică neavând unde sta copii, asta să înțeleg că a fost ideea dumneavoastră. Ei ce au înțeles din povestea asta? Tu, practic, ți-ai bătut joc de proprii copii. Dar nu e lepădat, eu am venit acasă înapoi cu mine. Am venit acasă împreună cu copiii și cu de-asta și s-au jurat drumul că nu-ți mai duci și ăștia acasă în copii.
și pe urmă și-a plecat. Și eu, cum i-am dat voie să plece? A plecat din nou? Da, eu o zis că pleacă, nu vreau să mai trăiască cu mine. Cum? Atunci proaspătă un ceas jumătate, o stat acasă, doar nu a fost încuiată sau altceva. O plecat, era cușoarele, cum e, cușoarele julite, carne jipie, cu ce sânge era asta. De și ce? I-am dat, o mers oile, picioarele ei, așa m-am gândit eu, așa eu cum am venit acasă, am adus-o acasă. Și i-am dat tapuștul mie care e astea, i-am dat, zic, na, încalță, dacă nu vrei să stai, nu vrei dar să stai. Dar ce spunea? Și așa îi părea bine și o ieșit și-o plecat. Și acasă, în timpul și-a luat plăs cu ochii, m-a venit înapoi și e în tăt fielul, nu mi-e copii și-o plecat. Asta zic, tani, zic, stai eu lecuțică. E dă-mi pași, dă-mi pași. Zic, nu, zic, nu-ți fac nică, zic, nu-ți fac nică. Zic. Și m-am așezat la undeva la 3 metri, la desa, jos. Ești de-aia în picioare. O sunat pe desul, vin cu căruța după desul, după desa. Zic, știți ce rău ți-am făcut eu ție? Ea așa ne-a răspuns înapoi. O zis că eu de mult așteptam timpul ăsta, că o să plec de lângă tine. O să eu nu te mai iubesc pe tine, dar iubesc altă bărbat. Zic, da, pe cine? Zic, nu, sincer, zic, spune pe cine. Și zic, pe vărul tău, o să da. Și-a plecat și-a până plecat și aia că ne-am întâlnit odată la poliție. Dar despre copiii voștri, voi ați discutat cum o să-i creșteți? Iată, ea da, iubește alt bărbat, nu te mai iubește pe tine, vrea să plece. Da, eu dar aveți trei copii. Da, trei copii. Voi ați discutat cu ea? Cu desana, da, la primărie am discutat. Eu o spus tipa că să iei statul, să, tipa copiii la stat, să crească statul copiii. Și așa eu a zis ea? Da, așa și, dar așa o spus ea în primărie, doamna primăriță, era o lume. I-am îmbrăcat, i-am pregătit pentru școală, i-am dus la 1 septembrie împreună. Te mai ajută cineva? Școală. Nu, singur. Soacră ta? Nimic. Dar soacră ta cum s-a implicat de data asta? Când ea știe că... Da, ea știe, descunoaște. Tatiana a plecat, copiii au rămas. Da. Și ea cu ce sfaturi acum vine? Și sfat. Mi-a spus că o zis că... copiii sunt la mijloc și ca asta e tot. Și mi-a spus mama să nu îmi spun ei. Și merg lângă poartă, îi dau bună ziua. Dacă mă întâlnesc, dacă nu mă întâlnesc, nu îi dau și asta mai departe. Asta e mai departe. Vă reamintesc că astăzi aflăm povestea lui Anatol Munteanu, de 34 de ani, din Băiuș, Leova. Bărbatul se plânge că viața lui a devenit un chin după ce nevastă sa, Tatiana, l-a părăsit. Anatol povestește că și mai greu îi este de la gândul că Tatiana a plecat la un amant, care, afirmă el, ar fi chiar verișor cu femeia. Anatol spune că de când Tatiana a plecat din familie, trebuie să le poarte singur de grijă celor trei copii ai lor. Bărbatul ne-a povestit cum a încercat să-și convingă nevasta să se întoarcă la el, doar că aceasta a plecat din nou. Acum, haideți să aflăm versiunea Tatianei despre cele întâmplate. Am pornit în căutarea femeii ca să o întrebăm ce a determinat-o să-l părăsească pe Anatol după 13 ani trăiți împreună, dar și pe cei trei copii ai lor. Așa cum ne-a ghidat Anatol, ne-am îndreptat la Iargăra, acasă la verișorul femeii Ion. După ce am bătut insistent la poartă, bărbatul a deschis. Am discutat cu el. Iată ce ne-a spus Ion despre presupusa relație cu Tatiana. Atenție! Ion s-a arătat confuz atunci când a mers la el în vizită. Bărbatul ne-a confirmat că este verișorul Tatianei și a recunoscut că o găzduiește în prezent, întrucât sunt rude și nu o poate lăsa pe femeie la greu. În plus, ne-a spus Ion, el se simte nevoit să o protejeze pe Tatiana de Anatol, care ar fi agresiv. Ce au venit? Erau cu ei. Eu trebuie să ieși acasă, formează cu ei. Am pus cel mai mare băiat, mă prea scărută, cu portolată, cu portolată, cu el a murit, dacă nu știu, că nu prea scărută. El a amenințat-o cu ceva sau cum s-a întâmplat? Păi și tu, dacă erai alături, tu cum ai reacționat în calitate de verișor? El a murit. Și am venit la poliție, nu se poate mai putea. Asta nu se poate. El nu se poate. Da, el dacă vine la mine, e alt problem. Aici am fost, trec aici, aici unde am voi, că aici e la mine. Dar eu mă înțeles că el a te acuză pe tine, că avea o relație sexuală. El a iureț, da. Tatiana. Nu știu, el a iureț, faptul de ce zic, că e mult o vorbă. Dar tu cum crezi, ce îmi face atât pe Anatol să zică că tu, verișorul Tatianei, te-ai culcat cu el? Nu știu și așa are el în cap și...
E adevărat ce a spus el despre felul în care tu ai încercat să o întorci atunci în ziua aceea? Că ai aruncat-o așa ca pe o... Nu, eu am luat-o în braț, am pus-o în căruță și eu am suit în căruță. Copiii erau dinainte, eu tot astien, ieși de urmă la căruță. Să-i dau telefonul, zic, telefonul nu ți-l dau, hai de acasă, asta a fost. Acasă la Ion am găsit-o și pe Tatiana. A venit momentul să aflăm ce spune ea despre plecarea sa de acasă. Am invitat-o pe femeie în platoul nostru, dar a refuzat să vină. Cu toate acestea, ea a acceptat să ne povestească ce a determinat-o să-l lase pe Anatol după 13 ani de relație, dar și pe cei 3 copii pe care îi au împreună. Atenție! Au fost momente frumoase în familia voastră? Au fost mai două ani de zile și pe urmă. Sau ani de zile și anul. Și apoi ce s-a născut primul băiat? Și atât zici că după ce ai născut primul băiat s-a schimbat ceva? S-a început scandal. Nu plăcea numele cum am pus la copil. Dar de ce nu-i plăcea numele? Nu vrei să-i pun numele lui. Și m-am mutat așa la băieșa în proiect și a stat și el așa. Și apoi m-am mutat în sac la dâns. Și s-a început matară. Cu matară. Servirea. M-am lăsat copilul tău acasă și o să cerșe un pac băută. Ultima oară ce te-a făcut să-l părăsești? Că m-a bătut. El de ce mă scoate ochii că stau pe schinarea lui, el mă fugărește la lucru, că e... Păstări sa lui, tătăl, eu n-am mică. De ce și-o mi-a pădat? Pentru că sunt scoate din mine, din șoară. Mai merge mâncare ce? Eu propus să pune, n-am încă nimic. Eu am slăchit. M-a dat, mi-a dat două paie și-o apucat de păr și-o mi-a pădat complet. Eu am zis că mă rog, puteam să nu pot să lucrez. Asta e viața mea. A văzut că ai zâmbit așa, cu amar, da, ascultându-o pe Tatiana. Da, că eu o umbru cu băhotă. Și... Dar faptul că ai bătut-o, ea zice că o băteai. Nu o băteam. Niciodată, n-ai fost violent cu soția ta. A fost conflictul, a fost astien, dar atunci, în anii în urmă, avem o 7 ani, deloc nu ne-am bătut, deloc astien. Denumit... Uite, colegii mei au întrebat-o pe Tatiana și despre relația ei cu verișorul său, Ion. Hai să auzim împreună ce ne-a răspuns la asta. Cine ți este aproape acum? Bro, de ce n-ai plecat la mama ta, dar ai plecat la verișorul tău? Eu acum era să mă duc la mama mea, iar o să-i piste mine acolo. Dar cum crezi atât? De ce Anatol spune că tu ai avea o relație cu verișorul tău? Eu așa de fața păstruse. El spune că chiar te-a văzut cum dormeai într-un pat cu verișorul tău. Da, da. Are dovadă. Are dovadă. Dacă se duce vecinul lui, că eu tot asta la lume am auzit, s-a dus la dâșă, mă rog, să-l iei la lucru el. Și erau amândoi cu chelea goală și mă rog, îi sujeți sânul ei pe geam, că geamul chiar cum între pe poartă. Vecinul, l-a spus la ură, mă zia lumii, vecinul, și cum îți verișor dacă e ca și sunt, am văzut eu cu ochii mei. Noi am întrebat-o pe Tatiana, apropo, și despre ziua în care tu ai venit atunci să o întorci acasă. Ea a zis că nu costă trăiesc cu tăi. Eu la pădure a fost mamă și face ochii mei. Mi-a stricat telefon. Păi, dar cum te-a urcat? Îmi vreau să m-a luat, m-a strâns și n-am putut să mă scăbim. El e bărbat, eu sunt femeie cu eu și am puterea lui. Așa. Erai aici, la Iergăra? Da. Dar vă rog, de ce nu te-a scăpat din mâinile concubinului tău? Să nu cred că sunt sora pe taică. Așa, și unde te-a dus? Doar așa. Nu m-a violat, cum așa spun. Nu trebuie să copiii să prăpânească iaba. Un cuiet în casă. N-ai putut să suni la 112? Telefonul era la dâns. Cum trebuia să fac? Trebuie să fac cu treaba lui tău. Ți-a dat telefon. Și ce-a urmat? A urmat că m-am prins cu mamica și mamica l-a ocărât. Dar la poliție? Mica, dar eu am spus domnul Hasan, mica m-a întrebat că e. Văd că nu se ocupă, nu știu ce. N-ai fost la spital să se analize, să te verifici? Nu am fost. Și la spital a fost rupat. Ca să înțeleg, tu ai impus-o cu forță să facă sex cu tine?
Pe drum, e tot spune să-i dau telefonul și ia-ți telefonul când ajungem acasă. Eu când am ieșit afară, am dezhamat calul. Eu când am intrat în casă, era dezbrăcată. Până la jumătate, e. Și o să când dai telefonul, să mă uit la... Eu o să îți dau, o să numai să-mi dai telefonul. Și asta a fost totul. N-am impus-o, n-am... Adică ți-a propus să faci sex cu ea, da, în schimbul telefonului? Da, să-i dau telefonul. Păi, dar de ce acum zice că... Asta a fost. De fapt, tu ai impus-o. Asta a fost. Eu vă spun sincer, asta a fost. Și am făcut dragoste împreună, să vă spun sincer, și eu a spus că... Cum? După asta a spus că nu pleacă de acasă. Eu chiar sunt trist, trist tare. Iată, ascultând și... vizion în toate momentele astea. Voi trăiți într-un calvar mare. Cel mai mult suferă copiii ăștia și vreau să te întreb, Anatol, dacă ți-a zis fosta ta concubină, mama copiilor, oricum, dar concubină deja ai fostă, că nu te mai iubește, că nu mai vrea să stea cu tine. De ce încerci tu totuși cu forța neapărat? Uite că ea nu te vrea deloc, ea nu mai vrea să te audă de tine. De ce vrei să o încerci, adică să o întorci cu forța? Crezi că o să mai ai viață cu ea? Voi trăiți într-un calvar extraordinar. Îmi cer scuze, asta i-a spus după ce au plecat a două ori de acasă. Ea, când au plecat de-amă, când am ațu acasă, ea că atunci i-a spus că el nu vrea să mai trăiască cu mine, el iubește pe altcineva, ea că atunci i-a spus. Eu mai mult n-am mai fost după desa, n-am mai fost nicăieri după desa. Și te-ai împăcat cu gândul că deja... Da, da, e când i-a spus în față că nu mai iubește și i-am dat întrebarea pentru ce rău ți-am făcut eu ție. Eu o zis că așa mi-a spus. E de mult așteaptă momentul ăsta. Știu că e timbolic când mi-a spune lumea cum eu îi sujet sânul, vărul ei sujet sânul și ea îmblă de abrățăta amândoi prin orașul Iergara, eu de-am gata, știți? Părinții la noi, iată, să-l iei, să-l întrebi pe eroul nostru, dacă el are habar cum să cresc copiii, dumnealui nostru răspunde. Același lucru și mama lor. Ce traume faceți dumneavoastră copiilor? Îi luați, îi duceți la stână, acasă, ei văd mama se dezbracă, se îmbracă, iată, tot lucrul acesta pe mine mă face să cred că dumneavoastră chiar nu vă gândiți deloc la ei. Și la soție dumneavoastră exact aceleași pretenții le-am. Colegii mei au întrebat-o pe Tatiana cum are de gând să procedeze cu cei trei copii pe care îi are împreună cu Anatol. Iată ce ne-a povestit ea despre planurile sale. Copilul vreau să trăi cu tatăl lor. Păi da, și trebuie să fac. Copilul plan cu tatăl lor. Păi da, tu ești cea care crește mai departe. Sigur, da. Ce vreau să fac? Când ați sfârșit copiii pentru că nu vreau să iau cu nimic. Asta a fost alegerea mea. Copiii. Asta și-a dorat să mă vadă, așa și-a dorat să mă susțină. Eu mă gândesc că tata lor scumpăt foarte frumos cu până așa-i spală, îi încătește. N-am ce spune, că să nu mă gândesc că n-am cum n-am și mâncat. Copiii, eu faci, n-am ce spune. E plâns și de râs. N-a știut că el este capabil de așa ceva. Dar ea este capabilă să-i lese copiii pe un tată care două minute în urmă a spus că a violat-o, că este violent în familie și în același timp se contrazice și spune că păi da, el este un tată bun, îngrijește și așa mai departe. Cum să înțelegi? Și iarăși victime în toată drama aceasta sunt copiii minori. Nu știu, mi se pare suspicioasă situația când ei nu își prezintă fața și cumva se rușinează de poziția care o are la moment. S-a fost cumva îndreptățită în situația respectivă. Putem să înțelegem, are tot dreptul. Da, eu înțeleg poziția, dar cred că în cazul când ar avea o dreptate, când ar vrea să îndreptățească, să solicită ajutor, ar veni în studio, în platou și ar prezenta poziția. O mamă atât de ușor, trei copii care i-a născut, care i-a îngrijit, să spune, nu am treabă cu ei și lasă să stea cu tata. Este foarte neobișnuit, dar foarte rău. Eu bănuiesc totuși că problemele care are această femeie, această mamă, sunt de la consum. Așa cred eu, mi s-a format o impresie. Consum de alcool? Da. Probabil că iată schimbarea asta a venit de la consum și ea, într-adevăr, ar avea nevoie, din punctul meu de vedere, cel puțin discuții cu un psiholog,
Cumva ai zis, ne-ai zis mai devreme că te-ai resemnat cu faptul că Tatiana nu mai vrea să trăiască cu tine. Dar voi aveți 3 copii și vreau să știu ce ai de gând să faci mai departe. Vei solicita o pensie alimentară de la ea? Ai scris, nu știu, o cerere, te-ai adresat la primărie? Am fost la primărie, m-am adresat, că le-am spus de domnie ei. Primăria a fost o adunare, numai noi din raion, din sat, o chemat-o și pe domnie ei, eu a ieșit din primărie, o plâns, o îmbrățișat, dintre care copii, eu îmbrățișat. La urmă, ultimul cuvânt a ei, că eu așa am fost... Poate te-ai adresat în instanță, pentru că acolo se solicită pensia alimentară. Nu știu, doamna primăriță ne-a spus, dacă să suni la raion, că să mai facem cu o ședință, o zis, tipa, să ne iei copii. Dar eu nu-s de acord să ne iei copii, că eu ați ani de zile, 14 ani de zile, eu am întrețat și am... Dar de ce primarul ți-a zis că ți va lua copii? Cu ce ocazie? Să mergi să discuți cu primărița, că este autoritate tutelară locală. Care sunt motivul, de ce v-a zis că vă e copiii, care sunt circumstanțele și toate aceste motive trebuie să dispară, pentru că copiii nu este bine ca copiii să ajungă în tutelă sau poate într-o îngrijire de stat. Tu vrei să crești acești copilași și fă tot posibilul ca motivele să dispară. Nu, eu nu sunt de acord să iei stat, că eu 14 ani de zile, că noi avem ce înspăși. Dar zi-mi, te rog, cum te descurci financiar cu copiii? Tu îi poți asigura? Cum mă descurc? La școală i-am îmbrăcat, se duc regulat la școală, mâncare le fac eu, de spălat tot eu spăl, plec la lucru, le-am luat la bun început, nu era televizor, că s-o ars, s-a stricat. Și m-am dus și le-am luat un televizor la copii, ea vine de la școală, mâncare este, eu fac mai mult și până în frigider. Totuși vrei să ceri o pensie alimentară de la Tatiana? Da, da, dacă ea nu vrea să întoarcă înapoi acasă. Câți bani vrei să obții de la ea? Ori se întoarcă înapoi, ori dacă se întoarce înapoi acasă, nu vreau nică de la ea. Eu chiar stimez eroul nostru pentru faptul că, iată, necătând la ce s-a întâmplat, că el bănuiește cu siguranță, că iată, a fost cumva infidelă, că el totuși dorește ca soția să întoarcă. De ce nu s-a gândit el serios la pensie alimentară? El nici nu vrea să se gândească la pensie alimentară, pentru că el vrea ca soția lui să vină la el. Toată stima și cumva, probabil că o iubește cu adevărat. Da, desigur că o iubesc cu adevărat. Cu privire la mămica copiilor, concubina ta, eu cred că această femeie are toate șansele să-și revină la o viață alături de copii. Eu nu pot să spun viață normală, eu nu știu, are acum viață normală, poate pentru ea este o viață normală acum. Dar eu cred că are toate șansele să vină, să fie alături de copilașii ei. Și aici este necesar ajutorul, inclusiv și al tău, ca să mergeți poate împreună, să discutați, poate să mergeți chiar și la un medic, la un psiholog. Eu am așa impresia că această femeie, această mamă, are șanse mari, inclusiv să vină și în familie și lângă copilașii ei. Acest tip de femei nu se mai corectează. Deci femeia care a ajuns în așa situație, deci este un sindrom care este greu de identificat. Este într-adevăr un tipaj de femei foarte special, tip de femei abandonist, deci ei abandonează viața de familie și nu mai percepe, nu este o valoare pentru dânsa și atunci ei începe a duce un mod de viață parazitar. Dumneavoastră sunteți tată și atâta timp cât copiii sunt în grijă, dumneavoastră aveți obligația legală chiar să-i întrețineți. Și dumneavoastră aveți și o sarcină, spunem așa, de soartă, adică să omenească. Pur și simplu trebuie să duceți copiii ăștia până la capăt. Deci dumneavoastră să vă responsabilizați, să vă mobilizați, să vă îndreptați tot efortul anume pentru creșterea copiilor respectiv. Și faptul că dumneavoastră o doriți concubina înapoi, vedeți, vă rog frumos, numai sub linia roșie să nu treacă de violență, în primul rând, față de doamna respectivă și, cel mai important, față de copii. Întorcându-o pe mama acasă, nu este garanție că veți reveni într-un mod de viață calm, liniștit, prosper și așa mai departe. Dacă copiii sunt supuși riscului, fiind înapoi integrați cu mama, să fie martori acestor acte de violență, eu vă sfătuiesc mai bine să nu reveniți. Vine când vine, vreți să-i vadă, lasă să-i vadă acasă la dumneavoastră sau la soacră sau la școală, lasă să interacționeze cum vrea, dar
pacea copiilor trebuie să rămână valoarea supremă în această situație. Încearcă o altă cale. Încearcă să-i demonstrezi altfel că o iubești. Cu calm, cu emoții pozitive și cu alte acțiuni. Încearcă. Pentru că ceva îmi spune că și Tatiana așteaptă dragoste. Uite, felul ei de cum s-a schimbat ea brusc, așa de obicei fac oamenii care se simt a nimănui. Ea nu a văzut dragoste din partea mamei ei și a familiei ei și cumva îi se pare că nici tu nu o iubești. Nu violență, nu te-am apucat ca pe un sac și te-am băgat în căruță pentru că ești a mea și așa trebuie să fie, așa am decis eu. Nu. Încearcă să-i demonstrezi altfel că tu o iubești și o să vezi că femeia asta o să revină la tine și la copiii tăi. Tu ai șanse mari în situația când copiii vor fi stabiliți de instanța de judecată cu tine, chiar dacă voi aveți o înțelegere, chiar dacă voi ați fost la primărie și s-a constatat faptul că mama se dezice practic, ea nu s-a dezis, dar nu are nimic împotrivă ca copiii să locuiască cu tine. Instanța de judecată urmează să se expună printr-o hotărâre de judecată privind încasarea pensiei de întreținere. Și în situația când ea nu lucrează și nu are venituri stabile, atunci se stabilește o sumă fixă. Dumneavoastră puteți să o numiți, care ați crede dumneavoastră că vă ar satisface ca să creșteți copiii, măcar minim. Și dacă o să aveți, o să întâmpinați greutăți, fiindcă în ședința de judecată puteți să vă prezentați și singur, dar cererea de chemare în judecată se întocmește conform codului de procedură civilă și o să aveți nevoie de un specialist. Eu cu drag pot să vă ajut să întocmiți această cerere, dacă va fi nevoie pot să vă însuțesc și în instanță de judecată și o fac asta cu titlu gratuit. O fac doar în scopul să ajut acești copii, mi-e milă de ei, fiindcă ei sunt acum, știți cum, victime între mamă și tată și eu sunt sigură că îi iubesc și pe unul și pe altul, dar trebuie cumva să le ușurăm viața. Dumneavoastră vă doresc puteri să aveți puteri să creșteți copiii. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.